Se consideră funcția f definită pe r cu valori în r, f de x egal cu x pătrat minus 25. Să se calculeze produsul f de minus 5 ori f de minus 4, ori și așa mai departe, ori f de 0, ori puncte, puncte, f de 4, ori f de 5. Observăm că în total am avea de calculat cam mulți termeni, de la f de 1 la f de 5, 5 valori, la fel pe cele negative 10 și cu f de 0, 11 valori. Ne dă de gândit puțin acest lucru și atunci uitați ce vom face. Haideți să vedem întâi cam când f de x, dacă cumva vom avea noroc ca una din aceste valori să fie 0. Păi să vedem f de x egal cu 0 ce rădăcine are. Păi asta este echivalentă cu x pătrat minus 25 egal cu 0, adică x pătrat egal cu 25, de unde ce rezultă că x1 este 5, x2 este minus 5, adică plus minus radical din 25. Ori ce înseamnă aceste lucruri? Că, păi, 5 și minus 5 sunt rădăcini ale lui f, adică f de 5 egal cu 0 și la fel f de minus 5 egal cu 0. Păi, și atunci produsul nostru, f de minus 5 ori puncte, puncte până la f de 5, ia uitați, este egal cu, păi f de minus 5 este 0, oriceva. Nici nu mai ne interesează că și f de 5 era 0. Ori 0 înmulțit cu un număr este egal cu 0 și cu aceasta problema s-a terminat.